Domnul Dragnea are mustață, da? Și nu a renunțat la ea sub nicio formă și a spus că celor ce își lasă mustață o să le crească pensia. Vreau să vă întreb și salariul. Păi atunci am luat și barbă. Vă lăsați? Mare sau cât? Mult mai mare. O să le mărească pensiile și salariile. Ar fi așa sper, bun. Așa sper. Numai alocațiile nu le mărește la copii. Am înțeles. Aveți soț? Da. Dacă ar fi să-i mărească pensia, și-ar lăsa mustață? Dacă pentru asta... Eu sper că da. Să vă întreb dacă știți cine este noul premier al României. Premier? Da. Păi premier n-a avut nimeni nici guvern. Da. A fost demagogie leninistă, să știi, puturoși. Că bărbatul își lasă mustață. Care este rolul? Poate vor să fie mai arătoși, nu știu. Sunt? Păi dumneavoastră vă atrag bărbații cu mustață? Nu. O să le crească pensia și o să le crească salariul. Ce părere aveți? V-ați lăsa mustața dacă ar fi să vă crească pensia? Păi asta e că n-am pensie. De ce credeți că un bărbat își lasă mustață? Nu fi, eu știu, mai simpatic la doamne, domnișoare. Dacă ar fi oficial, l-ați ruga să-și lase mustața, să-și vă mărească pensia? Eu zic că da. 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 Și dumneavoastră aveți, de ce își lasă bărbatul mustață? Nu știu, și că-i podoba omului, a bărbatului. Cum îl cheamă? Aveți idee pe nou premier al țării? Că Anastasia a fost, dar Anastasia nu și-a văzut de treaba lui, că a mai intrat înăuntru comuna lui, să știi, că am băgat-o cam mare. Și acum cine este premier? Cam barul l-am avut de la 22 de ani. V-ați lăsa mustață, ați fi de acord? Nu, n-aș fi de acord. Nu îmi place cu mustață. Și preferați fără pensie și fără mustață? E, nu, n-aș prefera fără pensie. Asta zic, dar dacă ar fi să vă opriți la varianta asta, să vă lăsați mustață, să vă dea pensie? Un pic așa măcar v-ați lăsat câteva fire. Mai are vreun rol mustața? Nu. Nu are? Nu. Doar așa de aspect? De aspect atât. Care vor să-și lase așa sau așa. M-am stat așa și cum e cu Dumnezeu sus. Asta e cel mai frumos lucru. Au fost de acord să-și lase mustață pentru o pensie mai mare? Da, păi nu v-am spus, mi-aș lăsa barba și-mi pletiu. Astră, de ce v-ați lăsat? Păi eu am lăsat-o acum cam 40 de ani. N-ați mai renunțat de atunci la ea? Deci cam de 40 de ani și la noi, eu sunt maghiar, la noi este o tradiție. Bunicul meu a avut mustață, taică meu a avut mustață, eu am mustață, băiatul meu și-o lăsat și el mustață și așa mai departe. Ați avut vreodată mustață? Da. Ați avut? Da. Și cum, care a fost impactul la doamnă? Mai serios? Asta spuneți că este o idee bună, dacă ne lăsăm mustață să avem salarii și pensii. Da, da, da. Și eu și la alocații m-am referit, adică la copii. Da, da, da. Bine, copiii nu își pot lăsa mustață, dar părinții. Părinții, da, da. Bine, bărbații, nu femeile. Bineînțeles. Normal. Ce rol are mustața? Rolul mustații nu. Chiar unii bărbați cred că le stau mai bine. Ca un om serios, ca un om bine aranjat în societate, ce pot să zic? Mustața asta dă un aer serios bărbatului? Da, da. Deci ăștia n-a fost, a fost apolitic, ăștia și-au luat lumânare și-au luat toată munca lor. V-ați lăsat? Da. Pentru o pensie. Cam cât ați vrea să fie pensia? Păi, pentru mine ar fi bună și minimul. Credeți că sunt femei care sunt atrase de bărbații cu mustață? Este și femei. De doamne, le place la câte unii le place să... Așa și la câte unele nu le place bărbații cu... Salariu, nu, vă crește salariu, dacă vă lăsați mustață. Niciodată, nu o să vedeți în țara noastră că o să mai crească salariu. De tăiat o să tai. Dacă soțul și-ar lăsa mustața, ce-ați face? Aolo, l-aș pune să se tundă la direct, să radă. Pare un om mai serios, și asta am auzit. Cu mustață, un om serios? Poate, nu știu. Nu m-am gândit prea mult la asta. Nu, l-am lăsat-o.